poveste și ar veni de ceau și potritizat. Vreau să vă pe toți cu zâmbetul pe buze și la final, mâine seara să fiți obosit, dar fericit. Mai vreau spumant. Și fabrica, vă rog frumos încă o dată, maxim atenție la scări. Ca să ne numim Chateau, în primul rând trebuie să deținem vița de vie, fiindcă calitatea vinului nu începe de la fabrică, ea începe de la vița de vie. Trebuie să fie motor pentru absolut orice vinificator cunoaște foarte bine acest fapt. Deci noi deținem în jur de 300 de hectare, 160 dintre ele se află în centrul Republicii Moldova, în pădurea Codru, lângă malul râului Nistru. Celelalte 140 le deținem în sudul Republicii Moldova. De data aceasta, acolo cultivăm toți strugurii noștri roșii. Foarte bine că datorită volumului sau cât și a calității pot fi numite cu mândrie baricuri. Mai ales că noi le procurăm din 4 țări, prima dintre acestea este sigur că Franța. În butoaiele noi franceze, noi maturăm toată seria noastră Tara Boss, adică calitatea ultra premium class.